aflat că e ceva în neregulă la creșă? Am aflat prin prisma sesizărilor părinților pe un grup de WhatsApp. Ce scriau acolo părinții? Ce spuneau că se întâmplă? Că au suspiciuni cu privire la niște fapte de agresiune de asupra copiilor lor. Deci erau mai mulți copii. Explicau în ce constau aceste agresiuni? De regulă agresiune fizică sau verbală. Adică îi trăgea de urechi, de păr. Cum? Ce spuneau părinții? Ce se plângeau efectiv dacă ați citit? Nu pot să vă dau prea multe detalii despre... Erau niște discuții generale. Iar eu am simțit nevoia să intervin în sensul de a sesiza Comisia de Disciplină a instituției cu privire la efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile care să parcurgă toate etapele prevăzute de lege, astfel încât să se ia o măsură cu privire la... Ați venit și ați vorbit cu doamna educatoare. Ce v-a spus? Nu pot nici aceste detalii să vi le dau pentru că sunt parte dintr-o anchetă disciplinară. La ora actuală se desfășoară două anchete. A recunoscut, privire... asta vă întreb, a recunoscut că i-a agresat pe copii? Nu. Cum de ajungeau toți copiii acasă? Cu zgârieturi, cu vânătăi? Nu cunosc despre așa ceva. Deci nu, una dintre fetițe a lovit-o, a așezat-o pe o liță până a spart o liță. Sunt desfășurate două anchete la momentul de față. Una administrativă la nivelul instituției noastre, respectiv de cercetare disciplinară prealabilă cu privire la comportamentul angajatei și una penală despre care nu putem da detalii. A fost reținută o educatoare de la dumneavoastră de aici. Cum vedeți lucrul ăsta? Sincer, nu am cunoștință de faptul că a fost reținută. Este reținută de poliție în momentul în care vorbim. Pentru, acum aflu și eu. Pentru purtare abuzivă. Cum vi se pare? Cum comentați asta? Este regretabil dacă un educator are un astfel de comportament, dar noi ca instituție ne-am oferit tot sprijinul și suportul părinților încă din prima clipă din care am luat la cunoștință și am asigurat de tot suportul nostru atât pe calea administrativă, ceea ce putem face noi instituțional, cât și emoțional și tot ce putem să-i ajutăm. Sunt mai multe plângeri de la mai multe persoane pentru aceiași educatoare? Repet, din păcate, aceste demersuri sunt parte din două anchete care se desfășoară mai de față și nu pot da detalii. Spuneți-ne, vă rog, de câți copii știți dumneavoastră și dacă erau din aceeași grupă, veneau împreună dimineața. Nu pot să vă spun cu exactitate de câți copii, dar e vorba de mai mulți copii. Pe acel grup de WhatsApp pe care s-a discutat despre agresiune. Presupuse agresiune. Așa. Erați cumva și dumneavoastră în grup? Sunteți unul dintre părinții din grup întâmplător? Nu, sau? Nu sunt în acel grup. Administratorul unității este în acel grup și văzând ceea ce se scrie acolo, m-a anunțat în jurul orelor 22:30 în noaptea de înviere. Când ați vorbit cu educatorul, o recomandă pe doamna, cum v-a descris-o? Personalul, nu doar administratorul, personalul creșii a descris-o ca pe o colegă care își făcea treaba și cu care nu au avut conflicte. Adică nu a văzut nimeni niciodată, că totuși dacă... Nu am cunoștință. Dar dumneavoastră credeți ce povestesc părinții? Nu pot să mă pronunț. Eu sunt un om care și-a făcut pe toate planurile datoria cu privire la această situație, dar totuși nu mă pot pronunța cu privire la vinovăția sau nevinovăția doamnei. Și așteptăm rezultatul celor două anchete. Doamne, când ați vorbit cu educatoarea, vi s-a părut că regretă ce s-a întâmplat? Din nou, nu pot să vă spun aceste lucruri. Copilul, nu puteți să ne spuneți dacă vi s-a părut copilul că îi pare rău? Am văzut, am discutat cu copilul în ziua respectivă. În sensul de cum arăta... Dacă avea urme de violență, vânătăi? Nu erau vizibile urmele. Dar copilul... Copilul v-a spus același lucru? V-a spus copilul că a fost agresat? Repet, și aceste lucruri sunt parte din această anchetă. Nu pot să dau detalii despre aceste anchete. Ce veți face dacă doamna se întoarce la serviciu? Acest moment, care este statutul dânsei, mai ales că a spus că e o anchetă administrativă? Trebuie să verificăm și noi, din punct de vedere juridic, avem și noi în cadrul instituției un birou juridic care să verifice dacă... În baza a ceea ce am aflat, care are statutul de persoană reținută, se poate lua și vreo altă măsură pe calea administrativă ca salariat. Dar ancheta noastră disciplinară când a început? Ancheta noastră disciplinară, deci pe data de 27 aprilie a fost înregistrată sesizarea mea. Imediat, nu știu exact să vă spun acum, dar imediat, probabil în aceea zi sau ziua următoare, a fost formată Comisia de Cercetare Disciplinară.
care și-a început lucrările și le are în derulare. Poliția a ce... anunțat-o atunci când ați început cercetarea disciplinară? Nu am anunțat noi poliția, dar în schimb am susținut ferm părintele să meargă să sesizeze organele de poliție în acest sens și la momentul respectiv nu a dorit să implice organele de poliție părintele. Cumva era și obligația dumneavoastră, copiii sunt în... Fără acordul familiei nu puteam face asta. Am discutat cu șeful autorității tutelare din cadrul Direcției de Asistență Socială și ne-a comunicat că nu putem sesiza poliția fără acordul părintelui. Și inclusiv în scris părintele și-a exprimat acest punct de vedere că la momentul respectiv nu a dorit să implice poliția. Cum vă cheamă? Denisa Bălan, șef serviciu Creșe Pitești. Mulțumesc.